Cum e, Marius, că tot poftesc. Ne apropiem, ne apropiem? Ne apropiem, mai e puțin. Un pic mai avem. Mai e niște avocado din asta de rumenit un pic. Ăștia sunt niște ardeiuți. Știi ce-mi place ardeii ăștia? Se numesc Bianca, dar nu sunt românești. E specie de ardei Bianca. O fi vreun harap din Siria care e îndrăgostit de o Bianca. Foarte posibil. Păi noi în Siria aveam 18.000 de familii. Da. Acum săracii, după toată catastrofa aia, să fie sănătoși, asta e important, știi? Deci ingrediente. Un dovlecel, o vânătă, câțiva cartofei, șparanghel, două ceapă, patru ciumperci, nu? Ulei care am constatat că nu e de măsline, dar e aromatizat cu unisol și cu ierburi aromate. Dunăre, cafea lavața făcută la flacăra respectabilă, avocado, rețetă Orlovski, pregătită corespunzător, cartofi bestiali. Da, cartofi noi, egipteni. Cartofi noi din Egipt. Pentru că, și știi care, din Egipt pe dreapta. În toată piața o să vezi cartofi noi românești. Și am întrebat-o, era o femeie la vreo 50 de ani, și am întrebat-o, doamnă, pe bune, sunt din România? Și mi-a zis, nu, doamne, sunt din Egipt. Fratele nu se Egipt pe dreapta? Da, sunt gustoși, sunt ok, adică sunt cartofi. Cartierul Egipt. Legumele sunt tot, avocado crește în țiglina. Da, neapărat. Auzi, acum cinstit. Măcar crăcile astea să fie românești. Eu mi-am pus crăcile, da, că-s din pădure. Eu mi-am pus uscate că-s de pe jos, deci n-am jefuit copaci. Atenție. Nu, erau pe malul Dunării uscate. Exact cum sunt, pe altfel, dacă o iei din copac, nu arde bine. Da, uite-o, să vezi că e uscat. Da. Încă e verde, dar e ruptă de vânt de ceva, că se și vede cum a fost rupt. Deci noi nu am jefuit copacii, da? Strângem. Facem curățenie după aia. Ziceai de avocado de țiglina. Glumim noi, glumim, dar să știi că avocado se poate crește. Eu am pus anul trecut, maica mea de fapt a pus anul trecut un sămuri de avocado în apă până i-a dat mustăți și l-am pus în pământ. Și am o plântuță are la vreun metru jumate acum. Să-mi faci poze să comentăm. Fac poză, da. Stimați tovarăși, dragi și prieteni. Nu știu dacă o și face vreodată fructe, dar o frunză frumoasă, seamănă cu frunza de la. Eu am înțeles că este una dintre cele mai adaptabile plante. Da, deci, probabil dacă îl ții în casă și vara la căldură, la soare, s-ar putea să facă la fel cum faci și lămâiul, de exemplu. Și porcul, de altfel. Porcul tot la soare. Porcul tot la soare îi stă bine în mâl sau în parlament. Stă bine în tigaie. În tigaie și pe grătar. Băi, mi-aduc aminte din copilărie când prăjea bunica porc. Mă, da, ce gustos era. Păi da, mă, dar știi de ce? Că îl prăjeam în dură. Și și era porcul crescut de casă. Punea puțin, punea puțin piper, vreau să-ți explic. Sare mare. Și gustam, vreau să spun, ce ai gustat? Mănânc borș. Mâncam ca un disperat, muiam pâinea în sosul ăla. Doamne! Da, porcul era crescut nu cu injecții și cu parafină, da, parafină. Troglodeală din aia. Iată cum se strânge tigaia, corespunzător, da? Ultimele zvârcoliri sub flăcări ale legumelor care ne-au sfidat în impertinența lor culinară. Cartofii se îndreaptă spre obștescul copt. Plenar, cum le stă bine, în condiții desăvârșite. Rostul și trezat. Da. De admirat, ca atare. Ia uitați cât de bine le șade. Ne îndreptăm spre faza finală. A apărut și o furnicuță. Săraca sirmeană. Cred că sunt de luat mari, să? Nu mai e luat, un pic. Uite ăștia micuți, da. Legume Orlovski la flacără de Dunăre. Acela a fost un stârv de avocado. Dovleceus, avocados. Mai lăsăm un pic asta. Da, nu bine. Chiar nimic complicat. Da. Adică, sincer, chestia asta cu 30 de lei, două persoane, o rezolv.
Ce vremuri? Ce și vremuri? Dacă mai vrei să fii și un pic vorba ta mai pervers, cum că 10 lei îți iei și un pui mic. Și iar îți faci de cap. Chestia asta... Își fac de cap o zi întreagă. Exact. Ai mâncat la 11, la 12 până seara sau chiar a doua zi nu mai intră. La revedere. Bestial.